hablábamos, surge la idea además de contactar, ¿no? Lo que hablábamos esta mañana de lo que es la música que se había creado previamente y cómo se compacta, ¿no?, con todo, con lo que es la escenografía, los actores, todo ese, lo han compactado bastante bien. ¿Cómo surge eso? Cum ați reușit să compactați, să puneți împreună atât muzica, cât și scenografia, cât și jocul actorilor? Cum ați reușit să... Pentru că rezultatul a fost într-adevăr ceva compact. Trebuie înțeles la bun început că este o echipă sudată, lucrăm de mult împreună. Apoi este fiecare spectacol este pregătit foarte bine. Se pleacă de la conversații despre subiect în general, despre punctul de vedere al regizorului, este o chestiune de punct de vedere al regizorului, de optica sa, conceptul său de spectacol, ceea ce vrea să scoată din spectacol. Și apoi fiecare element, pe mine mă interesează de pildă atunci când colegul meu, scenograful, realizează ceva, mă interesează sonoritatea locului, mă interesează cum este spațiul, dacă este deschis, ca în cazul de față, fără niciun panou de decor în spate, vocea funcționează altfel, dacă vocile sunt cu microfon sau fără microfon, dacă el există cântat pe viu sau este înregistrat pe bandă, toate aceste lucruri le stabilim dinainte, iar ideea unității vine din faptul că discutăm noi despre acest lucru și apoi ne știm, ne cunoaștem și punctul cel mai important este atitudinea regizorului, pentru că uneori eu, în calitate de compozitor, mă compar cu un fabricant de culori, cel care fabrică culori pentru un pictor. Și pictorul ia culorile și le pune pe tablou cum dorește. Ideea mea este să creez momente muzicale adecvate piese respective după gustul regizorului și după gustul meu, rămâne muzică în sine, în același timp să fie mijloace de expresie pentru regizor. Cum a venit ideea de a începe fără microfon și apoi actorii au luat microfon și au început să vorbească la microfon? Probabil că este metafora regizorului de a transmite ceea ce înseamnă gestul politic. Nu politic, vorbește întotdeauna cu microfon. Trebuie să fie auzit, trebuie să domine. O să vă invit o dată la o repetiție, la orice alt spectacol, la oricare. Cel care vorbește și dă ordine pe platou să vorbească cu un microfon, în clipa în care microfonul nu mai merge, nu mai are putere. În clipa aceea se simte pierdut. Este valabil în viața de toate zilele, este valabil în politică și se poate transmite ca o metaforă pe scenă în felul acesta. Normal, și apoi cel cu microfon care are putere, cel care domină prin verbă, prin vorbă, prin puterea sonoră. La uciderea lui Cezar, Brutus nu scoate cuțitul din el, scoate microfonul. Sí, esa idea de verdad ha sido bastante impactante, sí. Esta idea de verdad ha sido impactante, en realidad. Muy bien, cu siguranță. Este o chestiune de adaptare pentru sala respectivă, pentru sonoritatea respectivă, pentru dimensiunea sălii publicului. Este un spectacol pentru 200 de persoane, când îl faci pentru 800 de persoane, este complet altă estetică, este altă funcție. Iar apoi mă interesează schimbarea sonoră în funcție de echipamentul sonor al sălii. Vorbesc de muzică, de pildă. Pentru mâine seară, dacă veți veni și încercăm să facem o modificare, există în această sală un sistem audio pe care nu l-am folosit. Este vorba de difuzoare care sunt de tip cinematografic, ceea ce se numește un sistemul Atmos. Sistemul Atmos este cu difuzoare pe plafon, iar în această sală există difuzoare pe plafon pe care nu le-am folosit și mâine în seară voi încerca să le folosesc pentru momentul de început, cele care sunt cu tunete multe de furtuna care se apropie, de marile schimbări care se apropie, metafora fiind a tunetului, și aș dori mâine seară să utilizez aceste difuzoare tocmai pentru publicul din acest festival, să poată această plăcere de a simți tunetul care vine deasupra capului, ca în sălile de cinematograf ale viitorului, pentru că sistemul Atmos se instalează peste tot în lume. Vom vedea dacă va funcționa. Vamos a ver si va funciona. Muchas gracias. Mulțumesc frumos.